Aici se încheie călătoria noastră prin textele care vorbesc despre familie. În dimineața aceasta aș vrea să ne pironim privirile asupra Domnului Iisus Hristos. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Dacă Hristos nu și-ar fi iubit biserica, noi n-am ști cum să ne iubim nevestele. Și de-a lungul întregului text am văzut că Pavel împletește într-un fel modelul lui Hristos cu datoria noastră. Modelul lui Hristos rămâne elementul pe care trebuie să-l avem mereu înaintea ochilor noștri. Secțiunea aceasta despre familie din Efesen începe în versetul 21 și Pavel spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Efesen este o carte despre familia mare, despre biserică, dar am văzut împreună în zilele acestea că familia mică, familia mea, familia ta, este celula de bază a bisericii. Dacă familiile sunt bolnave, biserica este bolnavă. Biserica se însănătoșează sau se îmbolnăvește, plecând de la relațiile din casele noastre. Iar regula de bază pe care am așezat-o la temelia întregului nostru discurs este autoritatea supremă a lui Hristos. Biserica este a lui, El a murit pentru ea. Dragii mei, El este mirele, noi suntem mireasa. De aceea, în familia lui Dumnezeu, indiferent că e vorba de cea mare sau de cea mică, trebuie să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. El are ultimul cuvânt. Niciunul dintre noi. Dragii mei, așa cum biserica nu e ideea noastră, nici familia nu e ideea noastră. De aceea o familie, indiferent că e vorba de cea mică sau mare, trebuie călăuzită, zidită, crescută după planul lui Dumnezeu, în frica lui Hristos. Atunci când primim acest sfat sau această poruncă a lui Pavel, dacă ne supunem unii altora în frica lui Hristos, îl vom avea de partea noastră pe stăpânul Universului. Și nu-i puțin lucru. În al doilea rând, vom evita divorțul. Uitați-vă la lumea în care trăim. Mai multe divorțuri decât căsătorii. Mai mult decât vreodată în lume, tot conceptul familiei este aruncat în aer. Dar dacă învățăm să ne supunem unii altora în frica lui Hristos, vom evita divorțul, pentru că vom păstra între noi o comunicare constructivă. Va putea vorbi și soția, nu doar soțul, și copiii, nu doar părinții. Și în felul acesta, comunicarea dintre noi va face posibilă împăcarea, iertarea, ducerea lucrurilor mai departe. Dar în ultimul rând, vom fi ajutați în felul acesta, motivați să ne împlinim rolurile pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia. Familia fiind ideea lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care spune bărbatului ce are de făcut și spune soției ce are de făcut. Ba mai mult, tot El dă porunci părinților și am văzut aseară, părinți, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Tot Dumnezeu poruncește și copiilor, ascultați de părinții voștri în Domnul, căci este drept. Cu alte cuvinte, familia fiind ideea lui Dumnezeu, fiecare membru al familiei primește poruncile, responsabilitățile din partea lui Dumnezeu. Aseară am încheiat cu textul din capitolul 5, versetul 22 la 24. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Am văzut aseară că textul în niciun caz nu ne lasă să credem că nevestele sunt supuse bărbaților lor, pentru că bărbații lor se confundă cu Domnul. Sunt buni ca Domnul, înțelepți ca Domnul, puternici ca Domnul, îndurători ca Domnul. Niciunul dintre noi, surorilor, încă n-am ajuns ca El. Suntem în procesul sfințirii, suntem schimbați din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, într-un chipul și asemănarea mirelui ceresc. Dar încă avem fiecare mult de mers. Ce înseamnă, deci, să te supui soțului tău ca Domnului? O faci doar atunci când te străduiești să-ți înțelegi și să-ți împlinești rolul pe care nu bărbatul ți l-a dat, ci Domnul ți l-a dat.
Observați, soțul nu poate avea pretenții de la dumneavoastră pentru că nu este el domnul, ci Dumnezeu spune unei femei cum trebuie să fie supusă. Și nu o face dând porunci, ci a făcut-o dezbrăcând slava lui și venind și modelând supunerea înaintea noastră a tuturor. Și am văzut că supunerea lui Hristos nu este o abandonare, o ieșire din luptă, dimpotrivă. Este o implicare în luptă. Prin supunerea lui dreptului judecător ne-a câștigat pe noi. Eram ca niște oi rătăcite, dar ne-am întors la păstorul și episcopul sufletelor noastre. Am văzut tot aseară că orice femeie trebuie să știe să răspundă la trei întrebări esențiale. Până când ai învățat răspunsul la aceste trei întrebări, nu știi cine ești. Prima dintre ele este, cine sunt? Pentru ce am fost creată? Observați, întrebarea vizează un dialog cu Dumnezeu. El ne-a creat, El a plămădit-o pe femeie, El i-a dat însărcinări. Prima și cea mai importantă întrebare. Trebuie să te întorci în Genesa, capitolul 2, ca să afli de ce te-a adus Dumnezeu pe lume. Apoi am văzut, făcând un pas mai departe, a doua întrebare. Care este responsabilitatea cea mai importantă a unei soții, a unei mame, a unei femei? Dragii mei, o femeie e prinsă cu multe treburi. Majoritatea dintre noi stăm un fel de Marte și Domnul Iisus trebuie să ne aducă aminte câteodată cu multe lucruri de frământ. Un singur lucru trebuiește. Care e acel singur lucru pe care o femeie nu-l poate delega? Nimănui. Nici mașinii de spălat, dragii mei, nici menajerei pe care o poți plăti dacă ai bani, un lucru pe care numai tu poți să-l faci ca soție. Suntem într-o luptă spirituală și Dumnezeu, dragii mei, ne-a așezat pe acest câmp de bătălie și ne-a tras atenția asupra faptului că lupta e pe viață și pe moarte. Și de aceea Dumnezeu ne-a așezat pe unii lângă ceilalți să veghem unul asupra celuilalt. Dar soției mele, Dumnezeu i-a dat capacități pe care eu nu le am. Noi o numim intuiție feminină. Spuneam în glumă, eu cu mintea mea pătrățoasă, număr simplu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soția mea numără altfel, ea numără 1, 2, 10. Eu mă uit la ea și nu înțeleg, dar unde le-ai lăsat pe celelalte? Ea zice, îmi pare rău, n-am nevoie de ele. Eu asta cred, intuiesc. Mai întâi eram iritat de lucrul acesta, după care am început să plec urechea și să ascult foarte bine ce spune. Chiar dacă nu-s de acord cu ea și mai aștept încă o săptămână, după ce de 10 ore ajungi la concluzia ei, te întrebi, dar ce are ea și n-am eu? Dragii mei, acea sensibilitate spirituală pe care a dat-o Dumnezeu să-mi citească inima, să vadă lăstarii de amărăciune care pornesc în ea, să mă citească când intru pe ușă să văd ce fel de zi am trăit, unde am făcut compromisuri, să nu se poate culca, să nu poată pune capul pe pernă, fără să ne punem pe genunchi, să rezolvăm lucrurile și să se reașeze liniștea și pacea și împăcarea cu Dumnezeu. Care este responsabilitatea mea principală? Să acopăr spatele soțului meu, să fiu radarul acela care citește inima lui înainte ca să ajungă la metastază, să nu mai fie nicio nădejde de rezolvarea lucrurilor. A treia întrebare pe care am pus-o este cum trebuie să mă împlinesc menirea. Menirea aceasta principală. Dragii mei, arma unei femei este gura. Dar nu uitați, spuneam, citiți proverbele, o streașină care picură n-are niciun succes. Este mai degrabă boală noasă. Și de aceea Dumnezeu spune unei femei că trebuie să-și împlinească menirea nu cu armele firii, ci cu armele Duhului. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Dragii mei, o femeie prin supunerea ei poate câștiga fără cuvânt pe bărbatul ei abătut de pe urmele lui Hristos la ascultare de Hristos. Dar destul pentru surori și am să mă întorc la frați. Fiți atente, aveți dreptul să vorbiți, aveți dreptul să vă chemați soții la ascultare de Dumnezeu. Pentru că textul a început așa, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și asta dă dreptul soției să vorbească. Dar acum textul continuă și fratele Antemie l-a citit, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze
înaintea Lui, înaintea Lui ca mire, înaintea Lui ca tată și înaintea cerului întreg, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui, os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Dați-mi voie să iau prima jumătate a textului, pentru că a doua jumătate, am discutat-o cu frații sâmbătă dimineața și le mulțumesc pentru invitație. Dar textul începe așa: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Dacă vrei să te pregătești de căsnicie, spuneam încă din prima seară, mai întâi trebuie să afli ce e aceea biserică. Pentru că doar familia care e așezată pe coordonatele unei biserici va crește sănătos. Și nu uitați, singurul lucru pe care a venit Fiul lui Dumnezeu să-L ia de pe pământ, dacă tot am vorbit de Enoch, nu ești tu sau eu, e biserica lui. Dacă faci parte din ea, vei fi mireasa lui, dacă nu, nu. Și de aceea, Scriptura ne cheamă mai întâi să ne întoarcem spre Hristos, să învățăm de la El cum și-a iubit El biserica. Și ăsta este subiectul dimineții, dragii mei. Încercați să veniți cu mine, să admirăm, să ne bucurăm de lucrarea Domnului Iisus Hristos, să ne umplem sufletele de ea. Nu uitați, biserica suntem noi, bărbați și femei, soți și soții, părinți și copii. Noi suntem, și de aceea subiectul acesta al iubirii lui Hristos ne vizează pe toți, bărbați și femei, soți și soții, părinți și copii. Dar ca să înțelegem iubirea lui Hristos pentru biserică, trebuie să aducem în discuție și pe Tatăl. Hristos n-a venit de capul lui, El a venit și a intrat în planurile Tatălui. Dacă Tatăl n-ar fi alcătuit în sine însuși un plan, Fiul n-ar fi avut nicio lucrare. Dar pentru că Tatăl a alcătuit un plan în sine însuși, Fiul a zis: iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. De câteva ori am citit versetul 3 din 1 Corinteni, capitolul 11, unde Pavel mustră biserica din Corint. Mai întâi spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. A călca pe urmele apostolului înseamnă a ține învățăturile apostolului în tocmai cum le-a dat. Dar apoi introduce versetul 3 cu un dar, vreau să știți. Bărbatul este capul nevestei, Hristos este capul bărbatului și Dumnezeu este capul lui Hristos. În textul pe care l-am citit în versetul 24, acest adevăr este adus în discuție. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, pentru că bărbatul este capul nevestei. Nu s-a erijat el în a fi capul nevestei, ci Dumnezeu a hotărât lucrurile așa. În universul lui Dumnezeu, asta este ordinea de subordonare sau de autoritate. Dumnezeu este contextul ultim al tuturor lucrurilor. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile Lui, să fie slava în veci. Amin. Dar apoi am văzut, Hristos a intrat în planurile lui Dumnezeu, s-a supus voiei lui Dumnezeu, a făcut din voia lui Dumnezeu mâncarea Lui de fiecare zi. Și bărbatul răscumpărat, bărbatul creștin, este chemat să îl aibă pe Hristos ca și cap și să-l urmeze fără îndoieli. Iar soția i-a fost dat ca ajutor potrivit. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, a venit să nimicească lucrările diavolului. Când un bărbat pornește pe urmele lui Hristos, dragii mei, el este un ostaș, un militar, intră în războaiele cerului. Și Scriptura spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Cu alte cuvinte, familia este pe un câmp de luptă. Și pe acest câmp de luptă am văzut ieri, Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.
Dar să lăsăm bărbatul și femeia, să ne întoarcem la Hristos. În Efeseni, capitolul 5, versetul 2, ni se spune că Hristos ne-a iubit pe noi, oamenii aceștia păcătoși și murdari, care am întors spatele lui Dumnezeu. El n-a venit să-și caute o nevastă perfectă, o mireasă perfectă, cum facem noi bărbații, tot căutăm și alegem până când am ajuns la 50 de ani și trebuie să ne ceară fetele, da, sau femeile. Dar Hristos a venit și ne-a luat de unde am fost, dar nu ne-a lăsat unde am fost. Prin iubirea Lui, El ne-a modelat și ne-a transformat într-un chipul și asemănarea Sa. Deci Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi. Cel mai mare semn de iubire este să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Dar ascultați cum continuă textul. S-a dat pe Sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Este Hristos, suntem noi și Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu, cine vine primul? Spuneți-mi. Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă aș desena textul acesta, Hristos s-a dat pe Sine pentru noi, dar asta este numărul 2. El a venit nu ca să mă întrebe pe mine ce ar vrea să-mi facă, El nici n-a discutat cu noi, dragii mei, pentru că avea planurile primite din mâna Tatălui. Și de aceea s-a dat pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Cum ne-a iubit deci Hristos? Dându-se pe Sine însuși pentru noi, de dragul lui Dumnezeu, ca să împlinească planurile lui Dumnezeu, ca să împlinească așteptările lui Dumnezeu. Poate vă surprinde, dar nu noi am fost întrebați de Domnul Iisus cum am dorit să fim iubiți. Ci Tatăl a fost întrebat înainte de creerea acestui univers. Tată, ai făcut un plan în tine însuți. Văd că omul se va lepăda de tine și lumea aceasta se va strica. Iar eu accept să intru în planurile tale, dar spune-mi ce așteptări ai de la pământul acela plin de păcat. Și Tatăl i-a spus, i-am ales în tine ca să fie sfinți și fără prihană înaintea mea. Și Domnul Iisus imediat a calculat prețul intrării în planul lui Dumnezeu. Observați, nu noi am fost întrebați cum am dorit să fim iubiți, ci Tatăl a fost întrebat de Fiul cum trebuie să ne iubească, ca așteptările Tatălui să fie împlinite, nu așteptările noastre. Vă rog să rețineți lucrul acesta, pentru că este absolut vital pentru a avea o familie după voia lui Dumnezeu. Nu uitați, Tatăl este Cel care a alcătuit în Sine însuși un plan ca să-L aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni într-unul singur în Hristos toate lucrurile, cele din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și înainte de întemeierea lumii, El, Tatăl, ne-a ales în Hristos ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce El ne-a rânduit ca să fim sfinți și fără prihană în Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Și versetul 13 intră în istorie, toate acestea s-au întâmplat înainte de temerea lumii și voi și noi, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Punctul acela galben din dreapta este momentul întemeierii lumii. De acolo încolo curge istoria, nu-i pe ecran. Dar tot ce este în stânga este înainte de întemeierea lumii, în veșnicia trecută, dacă pot să spun așa. Observați, Dumnezeu spune că ne-a ales înainte de întemeierea lumii în Hristos Iisus. Este dreptunghiul acela verde, în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu te-a ales pe tine și nu l-a ales pe El, ci Dumnezeu a ales ca cei aleși să poată fi aleși în Hristos. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a ales corabia în care noi să fie mântuit. Dar observați, am fost aleși după ce mai întâi a trebuit să fim înfiați.
Și am fost înfiați, înainte de asta trebuia să fim răscumpărați și iertați. Ca să fim răscumpărați și iertați, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să dezbrace slava Lui, să intre în planurile Lui Dumnezeu. Iar ca lucrul acesta să fie posibil, Tatăl a trebuit să alcătuiască în sine însuși un plan. Dați-mi voie să pun lucrurile în ordine. Aici ni se încurcă doctrina mântuirii multora dintre noi. Dumnezeu Tatăl a alcătuit în sine însuși în plan. Nimeni n-a fost lângă El, nimeni nu i-a dat nimic ca să aibă de primit înapoi. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Și în planul Lui, Dumnezeu a hotărât cum să arate mireasa Lui Hristos. Eu am doi băieți și o fată. Și mama mea, fiică de păstor, bunicul meu a fost pastor pentecostal, botezată la 11 ani, era foarte nemulțumită de felul în care vin miresele în adunare și i-a tot spus lui Andreea cum se îmbrace. Și când în sfârșit a venit ziua nunții, Andreea a intrat în adunare. Mâneci lungi, pulval, lung, îmbră. S-a uitat mama la ea și a zis, îmi place. Îmi place. Acum imaginați-l pe tatăl. Oare primește ca mireasă pentru fiul lui pe oricine, oricum? O, nu, nu, nu. Dragii mei, înainte în temerea lumii, tatăl a hotărât cum trebuie să arate mireasa fiului său. Și Scriptura spune că în pilda pe care Domnul Iisus a dat-o despre nunta fiului de împărat, spune că a văzut pe unul care n-avea haină de nuntă și a zis, prietene, ce cauți aici? Aruncați-l afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Cu alte cuvinte, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a hotărât ca mireasa lui Hristos să fie sfântă și fără prihană. Iar Hristos, prin iubirea Lui, a trebuit să realizeze în noi, murdarii, căzuții, lepădații de Dumnezeu, a trebuit să realizeze așteptările Tatălui. Atunci când Fiul lui Dumnezeu a acceptat să intre în planurile Tatălui, El a știut că iubirea Lui pentru biserică trebuie să ducă la împlinirea planurilor Tatălui Său. Ori aceasta a dat scop iubirii. A dat iubirii o albie prin care să curgă și să realizeze ceva. Pentru foarte multe femei, iubirea este un fel de gelatină rozalie care trebuie să o facă să simtă bine. Nu, dragii mei, iubirea e o săgeată. Iubirea are un tăiș, iubirea are un scop, iubirea are o țintă. Dacă Domnul Iisus n-ar fi avut un scop primit de la Tatăl, nici n-ar fi știut cum să ne iubească. Dacă ne-ar fi întrebat pe noi, cine știe, am fi spus verși uscate. Doamne, du-ne în America, Doamne, du-ne pe nu știu unde, Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne. El știe că n-avem nevoie de ele, pentru că toate le vom lăsa aici, toate vor arde cu trosnet. Dar ceea ce Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi, haina aceea albă a miresei, dragii mei, aceea o vom duce cu noi, care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Uitați-vă un pic la mirele nostru ceresc. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ca să te pețească ca mireasă, a dezbrăcat slava, a acceptat întruparea, a trăit printre păcătoși, dar fără păcat, a suferit, a murit pentru păcatele tale și ale mele, a înviat a treia zi din morți, s-a înălțat la cer și astăzi mijlocește pentru noi în fiecare clipă ca să desăvârșească mântuirea noastră, ca într-o bună zi să putem fi prezentați înaintea Tatălui. Toate acestea, dragii mei, le-a făcut ca să realizeze răscumpărarea noastră, iertarea noastră, înfierea noastră, pecetluirea cu Duhul Sfânt, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să dezbrăcăm zdrențele omului vechi și să îmbrăcăm omul nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Iubirea lui Hristos față de biserică urmărește împlinirea planurilor Tatălui, nu așteptările bisericii.
Iubirea lui Hristos pentru biserică urmărește împlinirea planurilor Tatălui, nu așteptările bisericii. Acum putem pune în paralel cele două iubiri. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. După cum Hristos a iubit biserica în lumina planurilor Tatălui și pentru împlinirea planurilor Tatălui, tot așa trebuie să-și iubească și soțul, soția, în lumina planurilor lui Dumnezeu pentru ea și pentru realizarea acestor planuri în viața ei. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa se va lipi de nevastă sa, pentru că Dumnezeu vrea să facă ceva din soția lui, din copiii lui. Iar iubirea este forța prin care poți modela pe cel de lângă tine, dacă stai în relație cu puterea lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Ori Dumnezeu a creat-o pe soția ta, pe soția mea, să fie un ajutor potrivit pentru mine. Și dinpreună cu mine, sfântă și fără prihană, ca să putem fi dinpreună mireasa lui Hristos. Dragii mei, Dumnezeu are planuri mari pentru soțiile noastre, pentru fetele din casa noastră. Întrebarea este, noi bărbații, noi băieții, ne pregătim pentru a conlucra cu Dumnezeu în realizarea acestor planuri? Ăsta este modelul lui Hristos, nu cel pe care ți-l oferă televiziunea și lumea și serialele stupide din lumea aceasta, care nu mai au capăt, 1270 și nu știu câte. Iubirea soțului trebuie să încurajeze soția în împlinirea planului lui Dumnezeu pentru viața ei. Atenție însă, până unde putem duce comparația dintre noi și Hristos? Nimeni, niciun bărbat din lumea aceasta nu poate face pentru soția lui ce a făcut Hristos pentru biserică. Nu uitați, soț și soție dinpreună formăm biserica și iubirea lui Hristos se revarsă asupra amândurora. Dați-mi voie să privesc o clipă la iubirea lui Hristos și la ce a făcut ea pentru biserică. Observați, textul nostru spune, unu, s-a dat pe sine pentru ea. Doi, ca să o sfințească. Trei, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și patru, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dați-mi voie să le iau pe rând. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Ca să o sfințească. A sfinți înseamnă a pune deoparte. Când iei o periuță de dinți de la prăvălie, te duci acasă, pui pastă pe ea, o bagi în gură, ai sfințit-o. Ai pus-o deoparte. Tu o pui în pahar, nevasta și-o pune pe ei, nu vă luați periuțele de dinți, nu-i așa? A sfinți înseamnă a pune deoparte. Când eram copii și vroiam să nu dăm bomboana și altuia, repede o băgam în gură. Și în felul acesta am pus-o deoparte pentru noi. Deci a sfinți înseamnă a pune deoparte. După cum o mireasă se pune deoparte dintre toate fetele pentru mirele ei, tot așa, dragii mei, biserica este pusă deoparte, sfințită pentru Hristos. Noi nu ne putem împărți și între dracul și între Hristos. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, sau cu unul sau cu celălalt. Ori dacă e sfințit și pus deoparte pentru Hristos, de luni și până luni trebuie să fie a Lui. Să trăiești pentru El, să gândești pentru El, să lucrezi pentru El, să umbli pentru El și să suferi pentru El dacă trebuie. Pentru că ai fost pus deoparte pentru El. Dar sfințirea noastră a ridicat enorm de complicate probleme legale pentru Dumnezeu. Enorm de complicate probleme. Pavel vorbește despre ele în Romani. Capitolul 7, primele 4 versete. Nu știți, fraților, căci vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, cât îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Interesant că versetul următor, deși pleacă de la analogia familiei mici,
deci bărbat-femeie, ridică lucrurile la analogia familiei mari, respectiv a familiei cerești, Hristos, mireasa lui. Cu alte cuvinte, familia noastră este patentată, modelată după relația pe care Hristos o are cu biserica. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. În Eden, omul a întors spatele lui Dumnezeu prin neascultare. Dar în momentul acela, legea lui Dumnezeu l-a dat pe mâna șarpelui, pe om. Mai întâi pe femeie, apoi pe bărbat. Scriptura spune, bolul morții este păcatul. Moarte înseamnă despărțire. Deci acul cuvenin al morții este păcatul sau neascultarea de Dumnezeu. Puterea păcatului este legea. Dacă veniți cu mine înapoi în Eden, șarpele era în Eden, capitolul 3 ne spune de unde a venit, cum a apărut, cum a căzut Lucifer, asta putem noi specula citind texte aiurea de pe Biblie. Dar unde tace Biblia trebuie să tăcem și noi și unde vorbește Biblia trebuie să vorbim și noi. Asta înseamnă să ne închinăm lui Dumnezeu cu smerenie și frică, cum am auzit la ora de rugăciune. Dar dacă puterea păcatului, și acum pun păcat cu P mare, adică satana, șarpele, diavolul, este legea. Dragii mei, în Eden, până când Dumnezeu n-a dat legea, și dați-mi voie să vă duc la legea din Eden, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Până când Dumnezeu n-a dat legea, șarpele acolo, nici prin minte nu i-a trecut să ispitească pe femeie. Dar în momentul în care Dumnezeu a dat legea, s-a dus repede cu ispita. Oare a zis Dumnezeu? A, nu veți muri. Dumnezeu știe că veți fi ca el și nu vrea să fiți ca el. Vrea să vă țină sub păpuc. Când femeia a întins mâna și a luat din fructul oprit, șarpele s-a dus la Dumnezeu cu porunca lui și a zis, Stăpâne, Doamne, uite aici ce ai spus tu. Ce zici? Uite ce a făcut femeia. Dumnezeu, dragii mei, a trebuit să spună, ia ta, ia-o. Observați, puterea păcatului este legea. Legea lui Dumnezeu consfințește relația dintre om și satana. Cu alte cuvinte, noi suntem, dacă vreți, nevasta diavolului din pricina căderii. Legea lui Dumnezeu spune că această relație este pe viață. Cum să scap din această relație? Păi Pavel mi-a spus, dacă îi moare bărbatul, nu mai este sub legea bărbatului ei. Este liberă să mărite după altul. Bă, am o problemă. Bărbatul meu nu moare. E adevărat? Este un înger. El nu moare. Ce nădejde am să scap din această relație? Dragii mei, una singură. Și aici este taina aceasta despre care vorbește Pavel. Taina Hristos și biserică. A venit Domnul Iisus Hristos să-mi împrumute mie moartea Lui. Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos, a fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am murit împreună cu El. Dragii mei, nimeni nu se pocăiește devenind penticostal sau baptist sau mutându-se dintr-o biserică în alta. Religia nu mântuiește pe nimeni. Sunt garduri pe care noi le-am creat. Unora le place într-un fel, altora în alt fel. Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să mori. Pentru că altfel n-ai cum să te dezlegi înaintea dreptului Dumnezeu de relația cu soțul tău, care este satan, care este diavolul. Dar cum să mor? Pentru că dacă eu aș muri în trup, moartea înveșnicește relația mea cu Dumnezeul meu, cu soțul meu. Pentru eternitate voi fi a Lui. Trebuie să mor fără să mor. Doamne, cum se poate întâmpla așa ceva? Doar dacă Fiul lui Dumnezeu îți împrumută moartea Lui, o moarte fizică de-a binelea, atârnat pe lemnul crucii, cu piroanele în mâini și în picioare și cu sulița înfiptă în coaste și aruncat într-un mormânt. O astfel de moarte trebuie să ți se atribuie ca să poți rupe relația cu cel rău. Dragii mei, nu vă jucați cu lucrurile acestea. Din păcate, biserica, așa avea dreptate, fratele, cu poezia, nu mai are un delemn de multe ori, pentru că predicăm povești în loc să predicăm Scriptura și oamenii nu mai știu cuvântul și adevărul și mântuirea.
Nu există niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât unul singur, cel care a fost atârnat pe lemn din pricina mea și din pricina ta. Cel care a plătit păcatele noastre. Și acesta nu-i altcineva decât Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Scriptura spune că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și ne ținând în seamă păcatele. Ce extraordinară mântuire, ce extraordinară taină. Dar în momentul în care eu mă pocăiesc, cad la picioarele crucii Domnului Iisus, îmi mărturisesc păcatele și moartea Lui mi se atribuie mie, relația mea cu Satana se rupe, slăvit să fie Domnul. Se rupe relația cu Satana și pot să devin al altuia. Altfel, și Hristos ar fi fost vinovat și nici eu n-aș fi putut fi al Lui. Uitați-vă cum continuă textul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. A cui? A celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Tot astfel, frații mei, după modelul căsniciei pământești și în relația dintre mine și soția mea, legea lui Dumnezeu consfințește relația. Dragii mei, divorțul nu-i posibil decât cu aprobarea legii. Spuneam că atunci când tinerii vin la altar, ei dau relația în mâinile lui Dumnezeu și nu pot face nimic în ea până când Dumnezeu nu le dă aprobarea. Căsnicia e ideea lui, nu e a noastră, nu e o conveniență socială, nu te mai înțelegi, nu-ți mai convine, rătrătești toate de pământ. Nu, dragii mei, în ultima instanță, dacă ai venit la altar, ai de furcă cu Dumnezeu. Înaintea Lui va trebui să stai. Observați, această relație este mutată între mine și Hristos, între biserică și Hristos. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, acela de pe cruce, voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altui, adică acelui ce a înviat din morți și aceasta ca să ducem roadă pentru Dumnezeu. El s-a dat pe sine însuși pentru mireasa Lui, pentru ca prin moarte să rupă legătura dintre om și Satan și astfel să o poată sfinți, adică pune deoparte pentru sine. Spuneți-mi, ce ziceți despre o fată care s-a pus deoparte pentru un băiat, după care începe să calce în străchini și trăiește ba cu unul, ba cu altul și a făcut numele și cinstea de toată rușinea? Ce ziceți despre ea? Dar gândiți-vă că asta am făcut noi când l-am mărturisit pe Hristos ca Domn. Ne-am pus deoparte pentru El. Spuneți-mi, ce zice mirele când eu umblu pe toate cărările, accept toate compromisurile? Eu mireasa Lui. Eu cel care ar trebui să mă păstrez sfântă și fără prihană pentru mirele ceresc. Dragii mei, asta înseamnă că El s-a dat pe sine însuși pentru biserică, pentru tine, pentru mine, ca să o sfințească. Oare moartea Domnului Iisus se aplică în mod automat tuturor muritorilor? Nici de cum. Nici de cum. S-a dat pe sine ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Nici că se poate un text mai clar ca acesta. După ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. El s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți, ne spune 1 Timotei, capitolul 2, versetul 6. Cu toate acestea, nu toți vor fi mântuiți, pentru că nu toți primesc în mod automat jertfa și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Jertfa Lui poate fi acceptată sau poate fi refuzată. Poți să spui da sau poți să spui nu. Așa cum o fată poate să spună da sau poate să spună nu. Unui băiat care îi cere mâna. Exact așa este relația noastră cu Hristos. Acceptarea miresei sau acceptarea ofertei mirelui sau a cererii în căsătoria mirelui se face prin mărturia publică a fiecăruia dintre noi, iar lucrul acesta îl facem prin botezul cu apă. Dragii mei, nu pot vine nașii tăi să spună mă lapăt pentru Satana. Nimeni nu se poate lepăda de Satana în locul tău. Tu trebuie să o faci.
Tu, în mod conștient și matur, trebuie să faci. Lucrul acesta se face printr-o mărturie publică în botezul cu apă. Nu știu exact care e practica acestei biserici, probabil că este aceeași cu a noastră, dar astfel, moartea lui Hristos mi se atribuie mie. Înainte de botez, stau de vorbă, noi avem cam două botezuri pe an de an și an de zile, prin credință. Și totdeauna Dumnezeu aduce pe cineva acolo. Dar cu ocazie, un băiat a rămas în urmă și a zis, nu vă supărați, vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră. Zic, eu spune, te ascult. Zice, nu știu cum să vă spun, dar eu am nevoie de senzații un pic mai tari. De aceea, zic, te ascult, ce vrei să-mi spui? Țineți-mă un pic mai mult sub apă. Am zis, that's no problem. Când a intrat în apa botezului, am spus bisericii cererea lui. Era așa un vlășgan mai mare ca mine, dar sub apă nu te poți lupta cu mine, nici eu nu sunt mititel. Și după ce am spus bisericii, am văzut pe frați că a văzut așa pe marginea scaunelor se uite. Eu l-am luat, l-am cufundat în apă, după care l-am ținut acolo. Am simțit cum mi se încordează trupul. Spuneți-mi, ce s-ar fi întâmplat dacă l-aș fi ținut doar 5 minute în plus? Moarte. Spune fratele, muria mântuit. Dar eu zic, muri aud probabil, Dumnezeu știe dacă muria mântuit. Dar observați, le spun tinerilor, noi cufundăm pentru că noi îngropăm. Și noi ridicăm pentru că după moarte vine învierea, slăvit să fie Domnul. Dar dacă am fost mort cu Hristos, toate lucrurile cele vechi s-au dus și toate s-au făcut noi. Și noi, când te ridici din apa botezului, te ridici o ființă nouă ca să aduci roadă pentru Dumnezeu. De acum ești a Domnului Iisus Hristos. Observați, Domnul Iisus a murit pentru toți, nu doar pentru unii, cum spun unii. El a murit pentru toți, altfel tăiați afară versetele din Biblie. Dar nu toți acceptă jertfa Lui. Pentru asta trebuie să mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și să crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Recitesc versetul 4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Interesant că textul nostru spune prin botezul cu apă, prin cuvânt. Da? Prin cuvânt. De ce adaugă Pavel și acest prin cuvânt? Nu există tineri care se botează la noi sau vârstnici. Am botezat și o soră de 104 ani. A trebuit să mă port cu ea ca și un vas de porțelan ales și fragil. 104 ani. Dar le spun când vin la botez, drac intri în apă, drac ieși din ea. Cu alte cuvinte, ritualul, dragii mei, toți avem băi acasă, aveți oceanul aproape de voi, puteți face câte băi vreți. Dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu, ce facem noi în adunare, n-ar avea nicio valoare. Nici cina Domnului, nici botezul. Observați, cuvântul lui Dumnezeu dă putere acestor simboluri la care noi ținem. Dacă botezul are putere, pentru că în spatele acestui simbol există o realitate obiectivă. Ascultați-l pe Petru, în capitolul 3 din 1 Petru, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Și el continuă. Nu este o curățire de întinăciunile trupești, cum intri așa ești din ea, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Eu nu mă botez ca să fiu mântuit, eu mă botez pentru că s-a întâmplat ceva în viața mea. Nu mă botez ca să am pace cu Dumnezeu, mă botez pentru că am pace cu Dumnezeu. Învierea lui Hristos este strigătul lui Dumnezeu că jertfa a fost acceptată și de aceea când eu sunt îngropat împreună cu Hristos și înviat împreună cu El, lucrurile acestea au forță, au putere, au realitate, pentru că există o realitate obiectivă în spatele acestor lucruri.
De aceea a poruncit Domnul Iisus, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Așadar, este sfințit sau pus deoparte pentru milele ceresc doar acela care l-a mărturisit cu gura lui, nu cu gura altora, pe Hristos ca Domn și care crede în inima lui că este un Domn viu cu care poți avea o relație personală și cu care poți povesti, el îți vorbește prin cuvânt și tu îi răspunzi prin rugăciune și face lucrul acesta în mod public prin botezul cu apă. S-a dat pe sine pentru ea, unul ca să o sfințească, să o pună deoparte pentru el. După ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, și ascultați și ceea ce urmează, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Nu uitați, când Dumnezeu a alcătuit în sine însuși planurile mântuirii, în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Doar așa se va adeveri că El s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Iubirea lui Hristos a venit să împlinească în noi planurile Tatălui. Planurile Tatălui. Curățirea și sfințirea sunt doar mijloace spre scop, nu scop în sine. Scopul este nunta mielului. Așa se termină Apocalipsa, așa se termină istoria. Capitolul 19, versetul 6. Și am auzit ca un glas de gloată multe, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea: Haleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. I s-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie! Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Mireasa lui Hristos, îmbrăcată în hainele albe ale neprihănirii lui Hristos, care au fost atribuite prin credință. Toți câți ne-am botezat în Hristos, ne-am îmbrăcat cu Hristos. Neprihănirea mea nu e suficientă pentru cer. Am nevoie de neprihănirea Lui. Dragii mei, știți ce cred? În momentul în care ajung la porțile raiului, cel care mă așteaptă acolo este Domnul Iisus. Îmi ia discheta care conține motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. O ia din mâna mea, o bagă în computerul lui, șterge toată viața mea, trage viața lui peste viața mea, mi-o dă înapoi și mă duc la judecată. Și mirarea mea este când mă uit la propria mea viață să văd viața Lui și în baza neprihănirii Lui să fiu acceptat în prezența Tatălui, îmbrăcat în hainele albe ale neprihănirii mirelui ceresc. O astfel de mireasă va fi prezentată înaintea Tatălui, înaintea mirelui și înaintea sfinților îngeri, înaintea întregului cer, ca rod al iubirii lui Hristos, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dragii mei, doar atunci și doar așa va putea începe nunta spre care aleargă întreaga istorie și pe care o așteaptă cerul întreg. Imaginați-vă cinstea și onoarea pe care cerul întreg o va da Fiului în momentul acela. Știți de ce? Pentru că tot ceea ce cerul va vedea s-a realizat prin iubirea lui spre slava Tatălui. Wow! Nu, iubirea nu e o gelatină rozalie care te face să te simți bine, să îți împlinească mofturile și poftele și dorințele și așteptările. Iubirea, dragii mei, este
o încrâncenare într-o luptă spre slava lui Dumnezeu, ca să prezinți pe celălalt înaintea Tatălui, după așteptările lui. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Uitați-vă la capitolul 5, versetul 7 din Apocalipsa. După ce Tatăl stătea cu planurile în mână și nu s-a găsit nimeni vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile, unul din bătrâni îi spune: nu plânge lui Ioan, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să ia cartea, se uite în ea. M-am uitat și în loc să văd un leu, am văzut un miel junghiat. Și versetul 7 spune: el a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod, din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat, spune Ioan, cel de pe Patmos, și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei strigau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care erau în cer, pe pământ, sub pământ, în mare și tot ce este aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vi ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Adă, Doamne, ziua aceea. Dați-mi voie să închei cu o concluzie. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. După cum iubirea lui Hristos pentru biserică n-a început cu biserica, Hristos n-a venit să ne întrebe cum să ne iubească, dragii mei, ci s-a dus la Tatăl să-L întrebe cum trebuie să iubesc ca planurile tale să fie împlinite, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele lor. Știți ce au spus bărbații din biserica noastră când am terminat? Cine este de ajuns pentru astfel de lucruri? Nu simțiți același lucru și dumneavoastră? Toate sunt frumoase, dar aproape imposibil de atins. Oare Scriptura nu ne oferă lucruri ceva mai concrete? Cei care ați fost cu noi sâmbătă dimineață le-ați văzut. Le recapitulez doar pe scurt și închei. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Ce urmează? Bărbaților, citiți cu mine. Cape trupurile lor. Este trupul meu ceva destul de tangent sau vreți și lucruri și mai concrete decât ăsta? Eu nu știu. Da? Toți v-ați oprit în fața oglinzii, v-ați barberit, ați băut cafeaua sau poate ați lăsat-o pe mai târziu, ați mâncat, aveți grijă de dumneavoastră, fugiți la medic dacă aveți ceva. Deci, dintr-o dată, lucrurile sunt coborâte la un nivel extrem de tangibil, de concret. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carne lui, os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta se teamă de bărbat. Ca să-mi pot iubi nevasta ca pe propriul meu trup, trebuie să fiu convins de două lucruri. Și soțiile noastre știu dacă lucrurile sunt reale sau nu pentru noi. Unu,
Trebuie să fiu convins că eu, ca bărbat, am nevoie de ajutorul soției mele. Al doilea lucru, că nimeni altcineva în toată lumea asta nu-mi poate fi un ajutor mai potrivit ca soția mea. Două lucruri de care trebuie să fiu convins. Dați-mi voi să închei cu ele. Ca bărbat sunt vulnerabil, de aceea am nevoie de ajutorul soției. Femeia a fost înșelată de cel mai strălucitor arhanghel al lui Dumnezeu. Bărbatul s-a vândut pe sine și pe Dumnezeu pentru o femeie. Spuneți că nu e așa. Dragii mei, potopul, știți de ce a venit? Pentru că fiii lui Dumnezeu, urmașii lui Set și a lui Enoch, da? Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase. Descendenții lui Cain, Naama, sora lui Tubal-Cain, cea plăcută, și-au adus potopul pe pământ. Bărbații sunt vulnerabili, vorbesc despre mine, vorbesc despre tine. Și de aceea am nevoie de ajutorul soției mele. Știu că vă vine greu să credeți lucrul acesta. Noi suntem cei care avem putere, cei care doar nevastă a fost luată din coaste ca să stea sub brațul nostru și să o crotim. Dragii mei, o femeie duce de 10 ori mai mult greu decât un bărbat. Suferă de 10 ori mai mult decât un bărbat. Încă niciunul dintre noi n-am născut copii. Dar ne vine greu să primim lucrul acesta din pricina societății în care trăim. Spuneți-mi, dacă Adam n-ar fi avut nevoie de un ajutor potrivit, i-ar fi dat Dumnezeu un ajutor? Toți știm, ca bărbați, când cineva vrea să mă ajute și n-am nevoie de el, îmi stă în drum. Mai bine fără el. Îmi termin treaba mult mai simplu de unul singur. Dar Dumnezeu știe cum te-a făcut, cum m-a făcut și de aceea a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Din păcate, pământul a trecut în stăpânirea lui Satan. El a devenit Dumnezeul viacului acestuia. Tot ce mai rămâne de păzit este sufletul tău și sufletul meu. Asta rămâne de păzit. Și de aceea, dragii mei, războiul este pe viață și pe moarte. Pentru că dacă îți câștigă sufletul, ești al lui pentru eternitate. Oare de ce a spus Domnul Iisus? Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Uitați-vă la cele două împărății. Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. Uitați-vă la cealaltă împărăție. Diavolul, îngerii lui și un loc vacant, spuneam ieri seară. Când Domnul Iisus va judeca, va spune celor de la stânga lui, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Uitați-vă la ordinea din universul lui Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. Hristos se aliniază după Dumnezeu, bărbatul după Hristos, femeia după bărbatul ei, pentru împlinirea planurilor lui Hristos. Dacă nici Fiul lui Dumnezeu n-a fost scutit de ispitire, închină-te mie și îți voi da împărățiile pământului. Dragii mei, voi fi eu, vei fi tu, nici unul dintre noi. Noi bărbații îl vindem pe Hristos pentru 30 de arginți. Asta e problema noastră mare. Și de aceea Dumnezeu ne-a dat un ajutor potrivit care să citească, radarul acela care să ne citească inima. Din păcate, mă întreb câte soții își mai împlinesc menirea. Pentru că societatea ne învață să dăm din coate. Mr. Clinton, Mrs. Clinton. Well, ce diferență este între he president și president? Suntem egali în ultima instanță. Da? Da, dar dacă vrei să fii președintele țării, nu prea știi ce se întâmplă în inima bărbatului tău, că asta e problema. Și asta este problema, dragii mei, foarte multe din casele noastre. E o realitate. Bătălia e pe viață și pe moarte. Spuneam aseară, uitați-vă la armura pe care Dumnezeu ne-o dă în Efeseni. Pentru spate nu există piesă de armură. Pentru spate Dumnezeu mi-a dat nevasta. Unu, am nevoie de ajutor. Doi, nimeni altcineva nu-mi poate fi un ajutor mai potrivit ca soția mea. Ea este singura care mă cunoaște. De aceea, dragii mei, o voi iubi ca pe trupul meu. Spuneți-mi, care dintre voi doriți două mâini paralizate? Două picioare, o loage, un ficat plin de ciroză, o inimă care se tot oprește din secundă în secundă. Ce să faci cu un trup disfuncțional?
De ce îmi iubesc trupul? De ce mă iubesc pe mine? Pentru că am nevoie de toate. Dacă nevastă e să fie un ajutor potrivit, dragii mei, este un ajutor potrivit doar dacă prin iubirea mea am ajutat-o să devină un ajutor potrivit. Dacă nu i-am închis gura când a încercat să-mi spună ceva și n-am mai zis, stai tu nevastă, foarte ușor reduci o femeie la tăcere și aș găsește alte treburi. E plină lumea de posibilități pentru orice femeie. Închei cu o întrebare. Oare iubirea, încrederea, încurajarea învățate de la Hristos ar putea să ajute pe soția mea să devină ceea ce Dumnezeu dorește ca ea să fie? Ce zice soțiilor? Da, orba? Avem de ales. Observați așa cum supunerea nu înseamnă a ieși din luptă, ci a te implica în lupte ca să câștigi pe bărbatul tău. Tot așa, iubirea nu e o gelatină, ci iubirea, dragii mei, este o forță care poate transforma. Pentru că Dumnezeu însuși este dragoste. Și prin ea, Dumnezeu însuși lucrează în cel de lângă noi. Doamne, ajută-ne să nu uităm că cine nu-i credincios în lucrurile mici, și asta e familia noastră, nu poate fi nici în cele mari. Dacă nu reușesc să-mi chivernisesc casa, n-am ce căuta în îngrijirea Bisericii lui Hristos. De aceea bătălia se câștigă sau se pierde în familie. Amin.